Marcel Ciolacu a dat startul la Buzău campaniei electorale pentru parlamentarele din decembrie. Președintele PSD a început campania cu atacuri dure la adresa guvernului condus de Ludovic Orban, criticându-l pentru modul în care gestionează criza sanitară, dar și economică. Candidații social-democrați buzoieni la parlamentare au primit votul de încredere din partea președintelui formațiunii politice Marcel Ciolacu. S-a dat startul astfel unei campanii atipice pusă sub semnul întrebării de liderul PSD. Astăzi este prima zi de campanie. Din câte am înțeles și eu de la președintele României, care nu are altă obsesie decât de a organiza alegeri parlamentare pe data de 6 decembrie, e posibil ca luni să termine această campanie electorală. Noile măsuri restrictive care vor fi aplicate în întreaga țară începând de săptămâna viitoare au fost criticate dur de Marcel Ciolacu. În afară de această criză sanitară mondială, avem ghinionul să avem și cel mai incompetent și corupt guvern post-decembrist. Înțelegem necesitatea unor restricții. Nu înțelegem de ce au trebuit luate cu o asemenea întârziere. Și cu cât luăm decizii, nu în timp real, și așteptăm să ajungem la 10.000 de infectări pe zi, cu atât restricțiile sunt mai dureroase. Ciolacu este convins că socialdemocrații, dacă ar mai fi fost la guvernare, ar fi gestionat mult mai bine actuala criză din sănătate, în special transportul public și deschiderea școlilor. Nu cred că suntem atât de blestemați să mai stăm 4 ani cu un asemenea guvern și condus de un prim-ministru depășit atât în ceea ce privește criza sanitară, cât și în ceea ce privește criza economică. După alegeri, scapă cine poate. Asta este deviza lor.